Bursucule, am o informație pentru tine, am o știre. Ce, te-am prins cu rața în gură, cum s-ar spune. Da, mă, deci voiam să iau niște... Îmi pregătisem muștarul, salam, tot ce trebuie. Lasă că acum dacă mai... Băi, o să te intereseze. Da. Da, UE va impune încărcătorii. Ce? UE. Ah. UE, Uniunea Europeană. Nu te obișnui, mă, că din 2007 facem glumele astea. UE. Va impune încărcătoare universale începând din 2024. Pentru console, tablete, camere digitale, de toate. Pentru că eu cred că cu toții ne-am lovit de acel moment în care te duci la cineva acasă, are un alt fel de telefon și de care încărcător ai? De la sau de la altul? Păi de la altul. Bă, și stai, rămâi fără baterie, nu poți să-ți mai chemi. Te sună amanta, ăsta te sună, cine soția, te sună. A fost acum o firmă de telefoane care a zis, bă, nu ne convine. Normal. Firma aia de telefon, știi? Telefon. Celebri. Aia, celebri telefon, a zis, bă, nu ne convine, că noi ne-am făcut încărcătorul nostru, merge bine și pe parte și pe alta, n-am avut niciodată probleme, le vindem... N-au avut. Le fac eu o scrisoare, că au avut... Da, acum n-au, de câțiva ani buni... Ce, mă, mi-am luat niște țepe de las-mă în pace cu modelele tale, cu încărcătoare. Nu? Încărcătoarele alea de celebre. Da. Apropo de cum ai zis, mă, că au ce? Vor încărcă, cum ai zis? Vor impune, încercă. Nu, dar ai zis încărcătoare, nu știu, ai zis încărcătoare, tablete, da, tablete. Console, camere console, digitale, tablete. Și mi-am adus aminte de când eram eu mic și stăteam în Piața Sudului și mergeam așa pe piață și auzeam pe băieți: "Avem cartele, încărcătoare, telefoane." Auzeam. Haide, care dorește? Cartele, telefoane, încărcătoare. Pantalon de trailing avem. Dar întotdeauna se termină așa. Avem sticle goale cu părăm. Pantalon. Ce copilărie. Șosetii avem. Șosetii, părea așa o firmă de biscuiți. Șosetii. Și sebiți de floare și de bostan. Dar să știi că avem și invitați. Hai, avem în dimineața asta, da, avem trei invitați cunoscuți, virali, pe TikTok, odată la trei TikTok-uri dai de ei, pe YouTube nu mai zic, numai în trending. Și astăzi și-au unit forțele, de curând au lansat o piesă, aduc în platou o lege nouă. O ce? O lege nouă. Păi n-ai zis că schimbă ăștia legea de încărcătoare, ai schimbă altă lege. Schimbă, dar eu schimbă mai repede și eu propun să candideze, mâine, poi mine. Da! Da. Jos guvernul să vină invitații. Hai să vedem ce lege aduc Baboiaș, Miruna Lazea și Simina Stanciu. Am Baboiaș și am toată bază. A venit cu veselie, cu bucurie. Dacă se poate să oprim muzica noastră, domnul Paul, bine ați venit, un marș de primire de dimineață. Haideți. Și... Asta. Doamne ajută! Haideți aici, în centru, unde e lumina perfectă. Bună dimineața, bine ați venit pe la noi. Sărut mâinile, George, îmi pare bine. Bursucul, eu vin la tine și am să nu vin cu mâna goală. Am venit și cu Paul. Doamne ajută să trăiți, să trăiți. Bine ați venit, sărut mâna, vă îmi pare bine. Bursucul, ați venit cu bucurie și cu veselie la noi în platou. Noi nu umblăm decât cu asta, că altfel ne sancționează legea. De dimineață? Lege. Aveți cheful ăsta de dimineață? N-avem cum, altfel nu ne primește. Semână. Noi suntem cu programul de noapte. Păi asta, lucrați în altă tură, asta mă gândeam. Noi acum suntem la sfârșitul la schimbitul. Da, o lege nouă ați propus. Eu am fost de acord, am ascultat de aseară piesa. Hai să-i spun și Bursucului că poate da, eu știu, vreau să văd dacă o votez sau nu. Hai să vedem dacă am făcut o petiție, am făcut o petiție și am strâns ceva semnături. Hai, lasă. Da, și de la fete și de la... Unde te-au semnat, mă? La frunte. Pe bagnot. Te pun ăștia pe ce? Pe 500 pe tine, că te vezi. Nu, pe dale mici, dale mici. Locul lui Eminescu. Da. Ai și așa, ai are freza de Eminescu. Ai, sunt pe dulceață astăzi? Da, ești pe dulceața aia bună. Tu apariție rară, te găsește greu lumea. Pe net sau la televizor? Nu, la televizor, lăsați pe net, că pe net v-am văzut de asta. Am tot încercat să facem rost de numărul noastră de telefon, nu există, este undeva la secret. N-ai la serii pe cineva. Înseamnă că numai voi nu l-ați văzut, că în rest... Nu, lăsați, că nu pentru evenimente v-am sunat noi. Vrut. Nu pentru evenimente, noi v-am sunat pentru emisiuni, nu pentru eveniment. Domnul Paul Sângă, de asta n-aveți microfon. Nu e problemă, uite, la... Eu le ofer microfonul colegilor. Eu sunt mai modest. Ce legătură am cu treaba asta? Combinația asta, da, adică... Combinația asta a fost făcută la studio. Prietenul nostru, Gigi, m-am dus să trag o returnelă pentru el și pentru Vali Vigelie și mi-a pus o melodie, așa, un negativ și a zis, cântă și tu ceva pe asta. Și am cântat niște fragmente așa de piese
și ei, da, și ei după aceea au luat ce am cântat eu, au pus cuvinte astea așa, le-a invitat pe fete și nu știu mai departe că eu am... Da, tu atât, tu ai dat returnelă și atât, am înțeles. Mai multe. Exact, în viață, tu vii, dai o returnelă și ai plecat, nu stai să pierzi mult timp. Aveam nevoie și de niște muzicieni adevărați în colaborarea noastră și în proiectul nostru. A, deci de fapt proiectul este al vostru. Al tuturor. Lăsați acum al tuturor. Baboia asta gândită, spun eu, asta e gând de bărbat la mijloc. Doamne, fă o lege nouă. Melodia e compusă de mine, ideea mea este de proiect, da, și ne-a plăcut și nouă. Fel. Iar vis-a-vis de Paul Stânga am vrut să facem așa o combinație între Sud și Timișoara, pentru că am adus în acest proiect și trupa lui Miruna, Vulturii Banatului. Paul Stânga, Gigi Lambra, am unit așa muzicanții buni care cântă muzica de petrecere, să iasă ceva frumos, bineînțeles cu fete tinere și frumoase care ne place că menține tradiția. Auzi, tu mai mergi pe bicicletă? Bineînțeles că da. Deci ce nu se vede? Nu știe, domnul Baboia, da. Și a fost de 3 ori cât îl vedeți. De 3 ori la propriu, cât îl vedeți. Am avut masa sumă de 187,4 kg. Doamne, ajută, da, să, doamne, fie ajută primit, să fie primit! S-a cântat bingo! 190 de chile! După care, iată-l într-o formă de... Știi ce se potrivește la asta? Ce? Nu. Ia. Omoară-l superb, pe balu. Superb. Și domnul Baboiaș aici de față merge cu bicicleta zilnic și nu vine, el nu stă în București, dacă nu știați. Zi-mă, laudă-te. De unde? Da, am mers cu bicicleta, el știe bursucul, pentru că pariu, da. Am făcut un pariu pe care l-a pierdut. Am fost cu bicicleta până la Vâlcea, din Jilava, așa vreo 200 de kilometri. Am făcut un pariu și am fost cu bicicleta. Am zis că vreau să-mi demonstrez că pot să fac asta. Deci, noi, da, care cântăm la lăutarie... Eu am pierdut pariul, el și-a pierdut altceva după 200 de kilometri mers pe bicicletă. A venit la emisiunea așa, bravo, bă, bursuc, bine că ai pierdut. Păi am doi și am zis să scap, să nu mai fac vreunul din greșeală. A fost foarte bine, ce, să m-am simțit bine. Piesa voastră se numește... Fă, Doamne, o lege nouă, ca bărbatul să aibă două. Eu am auto-intitulat-o Imnul Bărbatului și răspunsul fetelor va veni pe măsură, partea, pentru că trebuie să fim toleranți și cu fetele. A, deci avem continuare. Bineînțeles. La urmă, mereu ce e mai bun. Partea a doua este noastră. Bine, continuarea puțin este lată la asta cu să iubești două femei. Da, toate trei, că exact, asta am vorbit aseară cu Vali și i-am spus, da, Vali, tu ai făcut-o așa. Pătupeu, eu am zis să cer o derogare la Dumnezeu să fie toată lumea. Da, păi nu, da, tu ai dreptate, că în cazul în care te prinde soția, doar Dumnezeu te mai iartă. Da. Hai să ascultăm piesa. Mulțumim mult de tot că ați venit pe la noi în această dimineață. Ne place de voi, sunteți... Mulțumim și nouă de voi și vrem, Doamne, să ascultați ajută, o piesă super de petrecere. Noi am ascultat-o, ne-am simțit votați bine. Votați Baboiaș! Toată lumea dansează! Votați Baboiaș, votați Miruna! Bravo! Simina Stanciu, Paul Stânga! Și toată lumea, votați! Hai cu guvernul! Și cum ar spune Vali Vigelie dacă ar fi aici? Fă, Doamne, o lege nouă!